Nicușoare, nu uita, pe 9 iunie apa te va lua. Apă caldă la borcan de la Nicușor Dan. Expiră la 9 iunie 2024. Având în vedere că Bucureștiul nu are apă caldă, parte din București, astăzi ne aflăm în cartierul Tineretului, peste 20 de blocuri nu au apă caldă și nici măcar apă rece. Facem haz de necaz și o să intrăm să dăm, ca poate îl conștientizăm pe domnul primar general care se laudă că a făcut multe, măcar apă să dea. Uite, vă dăm de la Nicușor Dan apă caldă, că știu că n-ați avut. Facem haz de necaz. Face... un frig în casă și sunt bolnav. Zice așa, se încălzește, expiră la 9 iunie 2024. Îl trimitem acasă. Da? Neapărat. Ia, prietene, să ai aici, poate cine știe, trebuie să te speli pe mâine, o încălzești și pentru domnul Nicușor Dan. Cea mai mare bucurie ar fi să nu mai fie la primăria capitală. Ce-i transmit domnul Nicușor Dan? Domnul Nicușor Dan îi transmitem să vă dea locul, că-l meritați. E apă curată. Vedeți? Tot timpul să ai o apă dată de Nicușor Dan la îndemână, că nu știi când ai nevoie. Mai te speli pe asta, mai speli o căpșună. Facem haz de necaz. Promoție apă caldă la borcan de la Nicușor Dan. Se încălzește și se folosește. Expiră la 9 iunie. Îl trimitem acasă. Sănătate. Ce faci, tată? La muncă. La muncă. Ai apă caldă acasă? Nu. Ia de aici un borcan de la Nicușor Dan. Îl încălzești și te speli. N-ai nicio problemă. Vezi că expiră, să te speli până pe 9, că expiră. Gata, acum pe 9 îl trimitem acasă. Hai, sănătate. Ce faci, tată? Ai apă caldă la frizerie? Aveți, mă, apă caldă? Da, apă de la Nicușor Dan aveți? Cine e Nicușor Dan? Nu știu cine, eu vă întreb, primarul general, aveți apă? Domnul primar... Aveți, mă, apă de la... Da, ne dăm seama după presiune. N-aveți. Ia de aici, ia. Mamă, ce-s la compot? Ia de aici, ia. Nu, ce scrie? Apă caldă, tata, păi e rece. Păi cum e caldă? Pune mâna pe ea, e mai caldă ca acolo. Ce scrie aici? Apă caldă. Bă, bun asta. Păi dacă n-aveți, v-am adus eu, piedone vă dă apă caldă, că... Vreți, mă, luați-mă câte un borcan. Băi, ia pune mâna, mă, pe asta, nu-i caldă. Ia pune-o, eu sunt. Frige! Haide, de ce ai cu ce să-l speli pe cap? Nu-i problemă. Ia uite, apă caldă. Ține de la mine, că Nicușor Dan v-a dat-o rece. Vedeți că expiră pe 9 iunie. Totuși, la cine nu are și vă se vaită că li s-a oprit apa și nu ne-a dat-o Nicușor. De la el pentru oamenii fără apă caldă. Mulțumim. Dar să aibă grijă că expiră până pe 9, să o folosească până pe 9 noi. Să vă votăm primar la capitală. Că dumneavoastră sunteți atât de bun. Ați făcut o grămadă de lucruri în sectorul 4. Acum în sectorul 5 se mișcă lucrurile foarte bine. Piața Progresul asta e construită de mine. Doamne, super. Arată excelent. Să-ți faci priț, uite, dacă n-ai apă caldă de la Nicușor Dan, expiră la 9 iunie. Îl trimitem acasă. Eu l-aș trimite acasă de mâine. Ia să dai cu apă de la Nicușor Dan pe ea. Ia. Hai de mine, să începem vânzarea, nu? Ce să fac cu asta? Ia, vezi că scrie pe ea. Are, scrie pe ea. Caldă. La borcan de la Nicușor Dan. Expiră pe 9 iunie. Un strike nu era, aveau, da. Mezelul care l-a priceputul. Să-i dați lui priceputul, dacă îi se oprește apa caldă la societate, de la Nicușor Dan. Da? Expiră pe... Asta i-am adus eu, piedone, dar el... V-am înțeles. Da? Pamândouă? Pamândouă. Păi, cine știe? Prăvălie... Prăvălie, așa e, prăvălia e mare. Am venit să-i aducem morcovul lui Nicușor, ca să plece cu el acasă pe 9 iunie. Și cu apa care a dat-o la bucureșteni, că i-a mai rămas ceva, să-i o dăm și lui. Poate va avea nevoie că până pe 9 iunie, că după aia nu o să mai fie, cred, probleme cu apa. Au îndurat destul bucureștenii. Hai să le punem aici, la intrare. Opa, așa. Prima dată îi pune morcovul. Unde să-i pun eu morcovul? Bună ziua! Să trăiți! A, nu mai mă bat, îl dați dumneavoastră? Cu mare drag! Îl dați, da? Ce faceți? Tot respectul.
Am venit să-i aducem apă și o să o punem aici, după care face ce vrea eu, dați lui domnul Nicu Șordan. Din respect pentru dumneavoastră, nu o să vă dau și pentru uniformă. Din respect pentru uniformă și pentru dumneavoastră, dar o să-i pun lui Nicușor aici. Să și-l ia singur. Că ia lui. Copii, ne-am făcut treaba, noi am fost prin București, astăzi am împărțit pe la blocurile care nu au apă caldă. 800 de blocuri azi nu au apă caldă. 800 de blocuri din București. 4 ani, Nicușor, ai stat cu spatele la oameni. Așa se stă. Așa am stat de 30 de ani. Așa ai stat 4 ani. Gata. Hai până pe 9 iunie. Ia-ți morcovul și pleacă acasă. Când deschid robinetul, parcă-mi spune, ții minte, cum venea pe țeava asta, cândva și apă fierbinte. Când deschid robinetul, o mică lacrimă-mi cade, amintirea apei calde, pe la vreo 60 de grade. Ai, 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 apă caldă. Când deschid robinetul și-mi intră frigul în oase, cu ce-am greșit în viață, Doamne, vreau doar să spăl niște vase. Când deschid robinetul și-l îndrept către roșu, în jurul meu se face iarnă, numai că nu vine moșul.